Sunteți prezent la ședința Consiliului Superior al Procurorilor și vă întrebăm dacă nu aveți recuzări față de membrii Consiliului. Nu am recuzări, am credere. Mulțumesc. Conform punctul 16 al regulamentului, vi s-au adus la cunoștință certificatele care au fost solicitate de la CNA, ANEI, certificatul medical și de la SIS. Aveți cu careva obiecții față de ele? Nu am obiecții. O să le aduc la cunoștința membrilor. Conform certificatul de cazier privind integritatea profesională, numărul 20/4434 din 21 noiembrie 2019, nu a fost supus testul de integritate profesională de către Centrul Național Anticorupție. Domnul Cășmaru, Autoritatea Națională de Integritate, informații despre interdicții valabile de a ocupa funcții publice sau funcții de demnitate publică nu sunt interdicții. Certificatul este din data de 21 noiembrie 2019. Avizul consultativ a directorului SIS, rezultatul măsurilor desfășurate referitor la domnul Cășmaru Oleg Anatolie, nu au fost obținute date cu privire la nerespectarea legislației sau factori de risc în activitate. Și certificatul medical privind starea sănătății a candidaților la funcția de procuror general și a procurorilor în funcție pentru corespunderea privind corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror din 27 noiembrie 2019, ab din punct de vedere medical. Întrebări dacă au apărut la aceste certificate la membri? Dat fiind faptul că a fost modificată legislația și dumneavoastră deja ați reușit să vă expuneți conceptul la Ministerul Justiției și toate aceste interviuri au fost plasate, v-aș ruga ca dumneavoastră să vă axați pe punctele forte ale dumneavoastră expuse în concept și să vă le expuneți. Vă rog. Stimați membri ai Consiliului, fiind conștient de importanța funcției procuror general al statului de drept și că în mare măsură de această funcție depinde și viitorul locuitorilor acestei țări, cunoscând despre toate obstacolele și riscurile pe care le voi întâlni în cale, fiind pe deplin încrezut în forțele proprii și bazându-mi de un număr covârșitor de procurori care se doresc adevăratele schimbări în procuratură, mizând pe sprijinul popular pe care sper că îl voi obține în cel mai scurt timp, am decis să mă lăsez în această cursă dificilă, dar extrem de importantă pentru țara noastră. Convingerea decisivă de a candida la această funcție sunt așteptările imediate ale cetățenilor investigate cel mai grave crime de corupție, abuzuri și de la vederea vieții publice. Mulți oameni sunt convinși că procurorul general nu va fi în stare să schimbe lucrurile în procuratură și nu au încredere că în această funcție va accede o persoană cu adevărat independentă. În pofida acestei speri de neîncredere și prejudecăților, am decis să îmi continui drumul în acest concurs. Sunt deplin convins că împreună cu dumneavoastră și majoritatea procurorilor, suntem în putere să începem adevăratele schimbări în procuratură. Trebuie să asigurăm că dreptatea va fi efectuată pentru toți și fiecare. Conștientizând că dacă voi accede în funcție de procuror general, aceasta poate fi semnificat și sfârșitul carierei mele profesionale. Dar asumarea unor riscuri este datoria morală a fiecărui cetățean cu respect față de acest popor. Dacă la un moment dat voi trebui să renunț la această funcție, atunci voi renunța cu simțul datoriei împlinit, pentru că voi reuși să demarez niște procese care vor deveni irreversibile. Îmi propun ca în mandatul meu de procuror, general, procurorii să devină cu adevărat independenți, liberi de frustrări, eliberați de frici, să aibă un puternic sprijin popular din partea societății. Procuratura trebuie să fie o instituție liberă și în afară oricărui influență politică. Fiecare trebuie să fie sigur că niciodată nu va fi persecutat, arestat, urmărit, interceptat sau deferit justiției pe nedrept. Oamenilor cinstiți și onești nu trebuie să le fie frică de procuratură. Starea de lucru mă îngrijorează, dar mă motivează fierb în aspirația mea de a deveni procuror general. Abilitățile profesionale, morale, pregătirea academică și experiența de lucru pe care am acumulat-o timp de 12 ani este indispensabilă unui procuror general de succes. Cunosc bine problemele care se confruntă procuratura și vin cu soluții practice pentru soluționarea acestora. Sunt conștient că mulțimea de probleme adunate de-a lungul timpului și personalul numeros al procuraturii este un factor ce necesită control și rezistență la stres. Însă testul rezistenței l-am trecut cu succes în cadrul Centrului Național Anticorupție, în procesul instrumentării multiplor cauze penale, reținere în flagrant, percheziții, precum și conducerea organului urmărire penală a serviciului VAMAL. Și vreau să vă comunic că nu a existat niciodată ca vreo decizie de a mea să fie
imputată sau acțiunile mele să fie considerate abuzive sau ilegale. În perioada când am activat conducătura organului de urmări penal al serviciului VAMAT, am reușit să mobilizez oferii veni și în timp de 4 luni de zile am reușit să aducem bugetul de stat peste 4,5 milioane de lei și să reținem mărfuri de contrabandă în valoare de 15 milioane. Activând în cadrul Centrului Național Anticorupție, am obținut o experiență extraordinară de instrumentare celor mai complexe infracțiuni în cele mai sensibile domenii protejate de legea penală, și anume infracțiunile de corupție, spălarea de bani, evaziunile fiscale, infracțiunile în sectorul bancar, contrabandă, infracțiunile contra vieții și integrității, infracțiunile contra patrimoniului. Pot să afirm cu certitudine că posed înalte calități de analiză, atenție la detalii, alegerea categoriilor și taxelor corecte de efectuare a legii penale. Prin urmare, în calitate de procuror general, va fi foarte ușor să vin cu expertiză calitativă pentru efectuarea unor anchete cu adevărat calitative și eficiente. Sub aspect de management, am prezentat în atenția dumneavoastră programul de management și dezvoltare instituțională. Pe scurt, mă voi referi ce prevede acest concept. După cum observăm, în 28 de ani de existență au existat 4 legi cu privire la procuratură. Însă, încrederea în procuratură rămâne de doar numai 18% din rândurile populației. Ce a cauzat această stare de lucruri? În ultimii ani, procuratura a admis instrumentarea unor cauze cu vârstă temptă politică, precum și au existat memări în investigații. Astfel, cetățenii s-au convins că procuratura a admis în activitatea sa interferența politicului și a corupției. Acest fapt a culminat într-un final prin includerea procuraturii în declarații cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova. De ce am ajuns aici? În opinia mea, cauzele principale care au dus la starea gravă a lucrurilor din procuratură au fost interferența politicului în procuratură și selecția cadrelor, corupția, care a devenit un fenomen sistemic în procuratură, politica de cadre îndreptată spre promovarea servilismului, mediocrității, excluderea procurorilor onești și demotivarea acestora, primarea concursurilor la ocuparea funcției de procuror șef, instituirea controlului quasi total asupra procurorilor pe linia atribuțiilor de serviciu. Nu au fost soluționate corect incidente de integritate și au existat grave carențe de comunicare publică presa de investigație și societatea civilă. Pornind de la această stare de lucruri, în calitatea mea de viitor procuror general, mă voi axa în activitatea mea pe următoarele principii de activitate. Principiul independenței și responsabilității procurorului ca principal exponent al procuraturii, principiul integrității și zero toleranță față de corupție, principiul meritocrației, principiul descentralizării și mecanismului de contract greutăți. Pornind de la aceste principii, am prioritizat 6 obiective de bază în realizarea mandatului, și anume. Primul, consolidarea independenței procurorului ca principal exponent al sistemului procuraturii. Cea mai importantă sarcină în mandatul viitorului procuror general va fi asigurarea independenței efective a procurorului în sistemul procuraturii. Nu putem vorbi despre o independență și imparțialitate reală a procurorului atâta timp cât 17% conform sondajului efectuat anul trecut declară că independența și imparțialitatea acestora este afectată. Procurorii, în cadrul sondajului, au invocat, și vă rog să atragem atenție, primirea indicațiilor ilegale, subminarea de către procurorul șef și procuratura generală a opiniilor, orice decizie este coordonată cu procurorul șef, procurorul șef are drept de anulare a hotărârilor procurorilor ierarhii interior, există frica de a aplica instituția dreptul discreționar și multe altele. În calitatea mea de procuror general, consider că cea mai importantă prioritate a mandatului va fi schimbarea la nivel de percepție a procurorilor față de statutul lor. Independența și parțialitatea poate fi acordată prin lege, însă momentul esențial este ca procurorii să conștientizeze că ei dispun de această independență și parțialitate și trebuie să o aplice în activitatea lor. Pentru a îmbunătăți starea de lucru în acest domeniu, instrumentele pe care le voi folosi vor fi următoarele. Excluderea oricăror presiuni administrative asupra procurorilor de către procurorul șef, limitarea controlului ierarhic, repartizarea aleatorie a dosarelor, încurajarea creșterii în carieră, optimizarea volumului de muncă și antrenarea procurorilor șef în activități procesuale penale ordinare, reducerea posturilor de conducere, încurajarea avertizorilor de integritate, protecția procurorilor contra atacurilor din exterior și interior. De asemenea, nu voi solicita pedepsirea procurorilor în cazul când aceștia vor pierde cauzele penale în instanță. Doar dacă aceste acțiuni nu se vor datora unor grave încălcări de lege.
Procurorii nu pot fi independenți dacă nu sunt integri. Fiecare procuror trebuie să cunoască că acțiunile lor vor fi monitorizate de către organele competente pentru verificarea integrității. În acest sens, voi încuraja ca inspecția procurorului să colaboreze eficient cu subdiviziunile MAI, CNA, ANI, societatea civilă, ca orice incident de integritate să fie investigat corect și eu, în calitate de procuror general, voi depune toată străduința să încurajez acest lucru și voi inspi mecanisme de colaborare cu aceste autorități. De asemenea, orice independență presupune și responsabilitate. Procurorul trebuie să, în acțiunile sale, trebuie să nu admită arbitrariul și influențele necorespunzătoare. Orice decizie pe care o adoptă trebuie să se bazeze doar în baza legii și în baza propriilor administrate. Următorul obiectiv pe care ne-l propune este modernizarea Procuraturii Generale și modului de funcționare a Procurorului General. Optez pentru descentralizarea atribuțiilor Procurorului General și Procuraturii Generale. Pentru ca Procuratura să fie capabilă să reziste și să realizeze eficient misiunea sa, este necesar ca nicio parte componentă a Procuraturii să concentreze în mâinile sale prea multe putere. Din acest motiv, voi milita pentru descentralizarea și transferul echilibrat de putere dintre Procuratura Generală, Procurorul General, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuraturile Specializate și Teritoriale. Recenta reformă a Procuraturii a atribuit Procuraturii Generale un număr prea mare de procurori, 90 din cei 720. Această reformă a trezit mare timp de întrebare, întrucât funcțiile care existau până la reformă s-au păstrat în mare parte. Resursele umane trebuie utilizate eficient. Sinecuri în cadrul Procuraturii Generale nu trebuie să existe. Am prezentat în conceptul meu o organigramă nouă, întrucât Procuratura Generală trebuie să se axeze doar pe politici, doar pe unificarea practicii judiciare în materie penală și judiciară, în domeniul cooperării internaționale, managementul proiectelor și propunerilor de legiferare. De aceea, organigramă, a propus atenție dumneavoastră, vine să corespundă necesitățile Procuraturii Generale pentru realizarea acestor obiective. Procurorul General. Procurorul General trebuie să fie un arbitru și factor de echilibru care să intervină pe domeniile unde există carențe și trebuie să le adreseze. Procurorul General trebuie să fie, alături de CSP, un garant al independenței și imparțialității procurorilor. De ce? Dacă vă cer în această funcție, direcțiile prioritare de activitate pe care le voi avea vor fi asigurarea cu adevărată independenței și integrității procurorilor, asigurarea investigării și deferirii justiției celor mai grave infracțiuni de corupție, abuzuri și de lapidări a averii publice, combaterea corupției mari, respectarea chete a drepturilor omului, promovarea unei politici de cadre eficiente, facilitarea condițiilor de și facilitarea accederii candidatelor în funcție de procuror. Voi promova lucruri în echipă, debirocratizarea procesului penal, dezvoltarea tehnologiei informaționale și asigurarea tehnico-materială. Voi milita pentru echilibrarea salariilor procurorilor din teritoriu cu cele din procuraturile specializate. De asemenea, voi avea o colaborare sănătoasă cu Consiliul Superior al Procurorilor și alte autorități bazate pe principiul legalității, loialității și respectului instituțional. În calitate de viitor procuror general, voi asigura implementarea în tocmai atributul prevăzut de lege, voi fi un procuror care respectă persoana și demnitatea umană, voi fi corect în fiecare în raport cu fiecare procuror și deschis pentru dialog și deschis la critică. Totodată, voi fi strict în cazul când procurorii vor admite grave încălcări de lege și voi aplica fără ezitare toate mecanismele legale în acest sens. Următorul obiectiv, creșterea eficienței procuraturilor specializate. Și în acest sens mă refer la Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Începând cu 2016, Procuratura Anticorupție este responsabilă de combaterea infracțiunii mari. Totuși, societatea a rămas nemulțumită de aceste procuratori. În justificarea sa, justificarea acestor sincopii în lupta anticorupție, se invocă nealocarea eficientă de resurse materiale și umane. De ce? La momentul accederii în funcție, voi face o analiză a tuturor dosarelor penale existente în cadrul procuraturii și pe cele mai puțin importante le voi repartiza pentru investigarea în continuare procuraturilor teritoriale. Procuratura anticorupție, la moment, trebuie să se axeze pe următoarele 8 priorități pe care le-am identificat. Și anume, investigarea devalizării sistemului bancar și spălările de bani,
urmează de identificat autorii și beneficiarii din act, urmează de constatat care au fost acțiunile persoanelor publice responsabile pentru prevenirea acestor fapte, urmează de asigurat apărarea prejudiciilor cauzate cetățenilor și Republicii Moldova. De asemenea, îmi propun investigarea pe margine dosarelor penale instrumentate pe criterii politice sau de grup, a cazurilor de îmbogățire ilicită, a dilapidării averii publice și privatizărilor dubioase, a dilapidării resurselor bugetare în urma achizițiilor publice trucate în medicină, transport, construcții, lucrări și servicii, investigarea faptelor de extragere a folosilor materiale în interese private din cele mai importante domenii ale economiei naționale, precum resurse energetice, comunicații electronice, transport, investigarea monopolilor asupra pieței produselor și serviciilor, investigarea cazurilor de preluare firmei de afaceri. Desigur, în paralel, voi avea grijă ca să fie alocate resurse eficiente pentru prevenirea producerii unor fapte similare pe viitor și asigurarea luptei eficiente cu corupția mare. Procuratura pentru combaterea comunității organizate și cauze speciale. Pe parcurs, Vice Cox a fost perceput de societate ca o bâtă contra oponenților politici sau pentru subjugare în afaceri private. Eu militez ca Vice Cox să fie un organ, optez pentru menținerea acestei procuraturi. Dar această procuratură trebuie să se ocupe doar cu cercetarea infracțiunilor nepatrimoniale, dar care au un impact social major. Și anume, îmi propun ca pe CEPOC să poată exista urmărire penală doar pe cauzele grave de tortură, omor la comandă, trafic de ființe umane, trafic de organe, trafic de copii, banditism, crearea sau conducerea de organizații criminale, cenzura, trădarea de patrie, spionajul, uzurparea puterii de stat sau terorismul. Îmi propun dotarea pe CEPOC cu resurse tehnico-materiale și ca procurorii să fie instruiți pentru exercitare calitativă și să fie la curent cu cele mai moderne tendințe în instrumentarea acestor categorii de dosare. De asemenea, menținerea pe CECOX este necesară pentru a asigura conducerea urmării penale de către organul de urmărire penală a MAI și serviciului VAMAL. Procuraturile teritoriale. Procuraturile teritoriale se vor bucura o atenție deosebită dacă acționă funcția procuror general. Marea problemă cu care se confruntă procuraturile teritoriale este deficitul de cadre. Majoritatea din ele dispun de 6-7 de posturi de procuror, iar vacanța unui singur post de procuror aduce o încărcătură suplimentară față de ceilalți procurori. De asemenea, odată cu modificarea cărții judecătorești, procurorii au grave probleme cu gestionarea timpului de muncă. Unii sunt nevoiți să facă 10 sau chiar 100 de kilometri până la instanță de judecată. De ce urmează în cel mai scurt timp de identificat soluții pentru și organizarea consultărilor publice pentru a adresa această situație. Optez ca în procuraturile cu personal mic 10 unități, procurorii șefi să exercite activități procesuale ordinare, desigur cu un volum mai mic, dar acest lucru este necesar pentru ca procurorii de rând să ia un exemplu și totodată să capte încredere în ei și la nivel subiectiv să dispară această concurență dintre șef și subalter. Procurorul trebuie să fie egal. Procurorul șef doar trebuie să fie lider între egal. De asemenea, voi, după cum am spus, voi milita pentru ca procuraturile teritoriale să fie salajate la același nivel procuraturile specializate. Nu trebuie să existe discriminare între modul de salarizare. Mai mult că salarizarea corectă este și o garanție a independenței procurorului. Colaborarea cu CSP și organele de administrare în cadrul procuraturii. În cadrul mandatului de procuror general, voi promova un dialog constructiv și deschis cu CSP. Voi solicita aportul și ajutorul dumneavoastră la realizarea misiunii procuraturii. Voi solicita și mizez pe sprijinul dumneavoastră. Sunt deplin convins de necesitatea fortificării Consiliului Superior Procurorilor prin atribuirea unor împuternicire și garanții suplimentare. Ori numai un organ colegial, eficient și puternic, poate apăra procuratura de interferențele externe. Astfel și legiuitor a prevăzut în articolul 25 din Constituție că CSP-ul este garantul independenței și imparțialității procurorilor. În acest sens, voi susține trecerea în subordinea CSP-ului a inspecției procurorilor, precum și gestionarea exclusivă de către Consiliul a politicii de cadre în cadrul procuraturii. De asemenea, militez pentru
fuziunea Colegiului de Evaluare Performanței Procurorilor și Colegiul pentru Selecție și Carieră Procurorilor pentru a economisi resurse umane și timp. De asemenea, militez pentru ca procurorii din aceste colegii să fie detașați perioada exercitării mandatului pentru ca să fie obiectiv și să nu fie învinuiți de careva presiuni sau interferențe în persoanele evaluate. Interacțiune cu alte state, colaborare cu Parlamentul. Pentru asigurarea misiunii și creșterii eficienței procuraturii, aceasta va trebui să dezvolte un dialog instituțional și oficializat cu Parlamentul Republicii Moldova. Trebuie să ne asigurăm că cel mai scurt timp vor fi adoptate modificări legislative care sunt necesare dezvoltării procuraturii. Trebuie să transmitem un mesaj clar politicului că fenomenul justiției la telefon nu va fi tolerat în procuratură. Va trebui să câștigăm încrederea deputaților că procuratura este un organ apolitic, independent, profesionist și se spune numai legii. Iar acest lucru trebuie să-l demonstrăm prin acțiuni și fapte concrete prin rezultatele muncii noastre. Cu puterea executivă, procuratura va avea o colaborare transparentă, loială și strict profesională. Procuratura nu va admite emisiunea în activitatea autorităților publice executive. Dar procuratura va interveni cu sesizări și proceduri penale sau contravenționale, ori de câte ori drepturile cetățeanului sau interesele statului vor fi afectate. Voi opta pentru comunicare publică cu autoritățile puterii executive în scop de prevenire a infracțiunilor, cu autoritatea judecătorească. Vom avea o interacțiune bazată pe lege și strict profesională. Procuratura nu va admite niciun fel emisiunea în activitatea judecătorilor. Solicitări de aplicare neîntemeiată a măsurilor preventive sau solicitări de a ascunde careva abuzul al procurorilor vor fi urmate. Iar dacă vor exista asemenea tentative, voi încuraja și voi susține sistemul judecătoresc să expedieze sesizări sau încheieri interlocutorii împotriva actelor procurorilor. În cadrul procedurilor judiciare ne propunem să respectăm egalitatea armelor în procesul penal. Iar în cazul adoptării unei soluții de achitare, judecătorul nu trebuie să fie frică niciodată de careva persecuții la adresa sa. Din contră, aceste sentințe trebuie să crească la calitatea actului de urmări penale. Desigur, dacă aceste hotărâri vor contravine practicii judiciare, vom face uz de toate instrumentele legale adecvate de atac în acest sens. Colaborarea procuraturii cu organele de ocrutire a normelor de drept. Până la moment deja este stabilită o practică bogată între procuratură și organele și diviziunile MAIE, SIS, CNA, Serviciului Banal. Desigur că există loc de îmbunătățire, în special ce ține de aplicarea procedurilor non-penale, procedurile contravenționale, sesizările pentru înlăturarea abaterilor de lege. Relația cu aceste organe trebuie să fie bazată pe loialitate, lege și respect reciproc. Situația din organ de urmări penal rămâne în continuare complicată, însă procuratura trebuie să recunoască că au fost înregistrate progrese semnificative în acest sens. Angajații organelor de drept nu trebuie să privească procurorii sau să le fie frică de ei. Ei trebuie să privească ca niște parteneri. În interacțiune cu aceste organe, voi solicita procurorilor îndeplinirea sarcinilor de mentorat și acordarea asistenței metodice colaboratorilor organelor de drept în eforturile acestora de a combate infracționalitatea. În caz de necesitate, procuratura va veni cu instrucții metodice, iar în situații extreme și cu sesizări. Însă aceste sesizări nu trebuie să fie un instrument de presiune a lor, dar ca un instrument de ultima instanță. De asemenea, îmi propun îmbunătățirea cadrului normativ și de birocratizarea procesului penal. Birocrația în procesul penal dăunează foarte mult procesul de administrare și tragere de răspundere a persoanelor. De ce? De la preluarea mandatului, voi opta pentru simplificarea condițiilor de formă în unele acte de procedură, excluderea unor formalități procesuale, simplificarea procedurilor de autorizare a acțiunilor urmării penale. În materie penală, voi solicita efectuarea modificărilor ce ține de lărgirea cazurilor în care se aplică dreptul discreționat, precum și umanizarea pedepselor pentru anumite categorii de subiect a infracțiunii. Comunicarea publică. Voi promova cu mass media și societatea civilă o comunicare deschisă. Voi respecta dreptul lor la informare, precum și respectarea prezumției de nevinovăție. Mă voi opune oricăror tentative de provocări de a efectua justiție televizată.
sau plasarea unor informații sau comunicarea unor informații declarative și fără suport probatoriu. Voi coopera cu sectorul privat, organizația anticorupție și presa de investigație. Voi fi promotorul organizării unor ample campanii media de informare de către public referitor la etica și conduita profesională a procurorilor. În încheiere, dacă voi accede în funcție de procuror general, eu împreună cu corpul de procurori vom fi în slujba cetățeanului și vom vedea ca nicio persoană fizică sau juridică să fie supusă pe nedrept abuzului din partea autorităților publice sau private. Vom depune toate eforturile ca toți cei corupți să fie imediat înlăturați de la gestionarea banilor și proprietății publice. Toate acțiunile și deciziile procuraturii vor fi legale, previzibile și echitabile. Toți cei care vor intra în contact cu sistemul procuraturii vor fi tratați cu respect și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertăților lor. Da, există riscuri și trebuie să fim realiști că dacă vom fi consecvenți în acțiuni, în perioada imediat următoare vom fi atacați și ne vom confrunta cu următoarele riscuri. Vom fi sabotați din partea politicului. Urmează să ne așteptăm la diferite inițiative care au menire de a subjuga sau de a institui așa un numit fenomen al sabiei Damocle pentru a obține careva concesii de la Procurorul General sau Consiliul Superior al Procurorilor. Vreau să mă comunic celor care își fac asemenea strategii că nu au nicio șansă. Dacă vor exista asemenea tentative de reducere a practicilor de corupție, încercări de a subjuga și controla în continuare Procuratura, se vor dori persecuții și dosare la comandă, atunci Procuratura se va opune și va acționa conform legii. Iar orice tentative de emisiune vor fi comunicate imediat societății. Rezistența față de evaluare extraordinară din partea unor procurori. Procurorilor nu trebuie să le fie frică de evaluare extraordinară, atâta timp cât aceștia au îndeplinit cinstit și onest atribuțiile de funcție. Evaluarea trebuie să fie una reală și nu mimată. Societatea trebuie să fie convinsă în corectitudinea procesului și lipsa oricăror suspiciuni de mișmașuri sau proceduri trucate. Există o șansă de curățire a sistemului pe care noi nu trebuie să o ratăm. Testul unei evaluări extraordinare efectuate pe bune va crește considerabil încrederea în procuratură și va fi un semnal puternic pentru candidații care doresc să acceadă în funcția de procuror, că în procuratură se poate de făcut o performanță veritabilă. Da, va exista riscul sabotării din partea unor procurori în lumina stabilirii climatului zero toleranță față de corupție. Unii nu vor rezista ofertelor tentante de corupere. Alți procurori nu vor dori să se adapteze noilor cerințe față de muncă și vor sabota procuratura. Dar cum am afirmat, sinecuri în cadrul procuraturii nu trebuie să existe. Vor rezista atacuri media. Da, procuratura va fi ținta unor atacuri din partea persoanelor rău intenționate, ce vor urmări scopul de defăima instituția procuraturii sau procurorilor nemijlociți. În acest sens, trebuie să creăm un mecanism de protecție contra acestor atacuri, inclusiv cu acționarea în justiție, în proceduri legate de apărare, onoare și demnitate. În concluzie, generalizând situația la zi, procuratura din punct de vedere organizațional, tehnic și logistic, reprezintă un mecanism funcțional care, în urma eliminării vulnerabilităților existente, va reuși, sub administrare profesionistă, să-și realizeze scopurile stabilite prin lege și Constituție. Doresc să comunic că societatea are așteptări foarte mari de la procuratură, dorind restabilirea legalității și livrarea rezultatelor urgente. Programul prezentat dumneavoastră stipulează acțiunile necesare ce vor conduce la schimbarea percepției procurorilor vis-a-vis de rolul și misiunea acestora în cadrul procurorului general. Sunt pregătit pentru modernizarea Procuratorului General, dețin experiență, calități manageriale și competență profesională relevantă. Dețin la perfecție mecanismele de autocontrol și rezistență la stres. Pot mobiliza oameni și demara procese. Sunt pregătit de a-mi asuma decizii, să port răspundere și responsabilitate pentru ele. Sunt convins că voi construi o echipă managerială bazată pe meritocrație, care va lucra în echipă și va avea capacitatea să îndeplinească sarcinile stabilite. Resursele alocate procuraturii vor fi gestionate gospodărește și cu mare grijă. Pe parcursul mandatului voi da dovadă de un comportament cumpătat, corect și integru și voi cere respectarea acelui model de comportament de către toți angajații procuraturii. Conflictele de interes și corupția nu își vor găsi locul în procuratură. Această instituție trebuie să fie liberă de corupție.
La sfârșit de mandat, îmi doresc ca majoritatea cetățenilor să spună că procurorii din Republica Moldova sunt independenți și imparțiali, iar procuratura este liberă de orice influență și acționează în interesul cetățenilor și legii. Am dorința și credul că împreună vom reuși să îndeplinim acest deziderat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Dumneavoastră ați prezentat practic tot conceptul de management care l-ați prezentat și anterior, dar și vreau să vă întreb, care în viziunea dumneavoastră sunt elementele forte ale conceptului managerial care l-ați elaborat? Și care va fi plus valoarea adusă activității procuraturii? Elementul forte pe care mi-a bazat este punerea accentului pe factorii subiectivi. Și în primul rând pe procuror. Vreau să promovez procurorul de rând ca să conștientizeze că el este responsabilul de realizarea misiunii procuraturii. Un procuror liber și imparțial este ceea ce ne dorim și de rezultatele procurorilor noi vom putea spune că procuratura într-adevăr își realizează misiunea conform Constituției și legilor. Aceasta. Din punct de vedere tehnic, organizațional, funcțional, procuratura nu are. Statul are grijă ca să o doteze, să salarizeze corespunzător. Însă, urmează că, în opinia mea, factorii subiectivi stau la baza tuturor problemelor care există în procuratură și percepția societății care până la moment este foarte, foarte sensibilă. Deci, cum am spus, procurorul de rând va fi prioritatea mea de bază în activitate. În expunerea dumneavoastră v-ați referit la reducerea posturilor de conducere. Da, sunt procuraturile cu personal mic în teritoriale, care, datorită birocrației sau existente acestor posturi, creează probleme în repartizarea uniformă a volumului de muncă. Personalul, când am activat în cadrul procuratorii Basarabească, din 5 funcții de procurori, erau ocupate 3, din care era procurorul șef, procurorul adjunct și eu eram procuror de rând. Prin urmare, repartizarea muncii nu se făcea uniform, din punct de vedere procesual. Și totodată erau indicații că procurorul șef nu putea să efectueze urmările penală, pentru că dacă au ordonanțe, nu avea cine să le examineze. Deci, dosare erau multe, dar prin prisma la aceste instrumente, munca nu era repartizată uniform. Deci, pentru procuratorii sub 10 unități de personal, îmi militez ca să există doar un procuror șef. Și în caz de concediu sau concediu de boală, atunci, prin ordine procuror general, poate fi delegat atribuții procuror șef ca un procuror în cadrul procuraturii. Eu vreau să eliminez orice ierarhie care dăunează imparțialitatea și independența procurorului. Procurorii trebuie să fie egali și să nu existe la nivel subiectiv o atitudine de subordonare. Asta. Ei trebuie să fie toți egali. Vreau să vă contrazic la acest moment. Sunt procuraturile care activează doar procurorul șef și un subalter și atunci participă și în judecată și conduce urmările penale și procurorul șef. Și da. În acest caz, dumneavoastră, în cazul că accederea în această funcție, ar trebui să veniți cu o modificare a legislației. Uniform în caz. Eu cunosc asta. Astea sunt cazuri fericite. Sunt cazuri fericite în cazul când procurorul șef se exercită cu bună credință atribuțiile sale. Dar eu cunosc cazul și viceversa. Când procurorul șef sau procurorul adjunct toată ziua se ocupă cu alte chestii și nu cu cele de servicii. Dețin afaceri, gestionează alte procese străine, acestezi procurorul. Cred că este cazul de examinat fiecare în parte în această capitolă. Da. Spuneți-mi, vă rog, așa întrebare. În ultimul timp, mecanismele de monitorizare a activității instituțiilor de stat din sectorul justiției, de exemplu, Greco, CCPEU, au exprimat îngerări privire la calitatea de membru de drept a Procurorului General și a Ministrului Justiției în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Dumneavoastră, ce poziție aveți față de această atitudine și îngrijorări? Eu nu împărtășesc această opinie, pentru că atât timp cât aceste persoane, chiar dacă sunt politice, au atitudini
active și acționează interesul procuratorii sunt binevenite. Ar fi bine că Consiliul Superior Procuror în general să aibă comprensie și mai mare. Atât timp, noi trebuie să luptăm cu intențiile, cu reaua intenție. Dar faptul că este o face parte Ministrul Justiției în cazul CSP, eu nu văd o problemă. Din contra, Ministrul Justiției poate să participe activ și poate să ne susțină în promovarea unor politici în domeniu. Urmează să efectăm modificări de legislație. Fără Ministerul Justiției, noi nu vom reuși ca într-un timp scurt să îmbunătățim și să aducem modificări de lege care sunt atât de necesare. Deci este o opinie care eu respect opinia lor, dar avem și noi dreptul la opinie. Și să trecem și la întrebări procesuale. În ce cazuri Procurorul General poate retrage o cauză penală la un procuror și o poate transmite altă? Atunci când nu s-a fost făcut acțiune mai mult de 30 de zile, în cazul când în cazul în care procurorul pleacă în concediu pe un timp îndelungat și în cazul în care nu pune necesitate, adică efectuăm în acțiune procesuale urgente și procurorul nu este disponibil. În alte cazuri, acest în cazul este prezentat de lege, dar totodată Procurorul General la dorință poate să retragă cauza penală de la un procuror și să transmită altul, dacă luăm interpretăm literal. Poftim și alte întrebări? Da, spuneți. Prioritatea doamnelor astăzi. Eu cât mai sunt membru de drept, în CSP mai pun întrebări. Da, pe subiectul de discuție pe care l-a abordat și doamna președinte, în prezentarea dumneavoastră ați făcut referință la necesitatea de birocratizării procesului penal. Se discută mult în mediul de specialitate de acest subiect. Și ținând cont de retrospectiva pe care dumneavoastră pe scurt ați prezentat-o și în discursul dumneavoastră, vreau să vă întreb, dar care în viziunea noastră sunt principalele probleme acum în urmărirea penală? Sunt multe proceduri formale care nu aduc plus valoare procesului penal. De exemplu, pentru a dispune un special de investigație, și ale documentat. Sunt necesare atât autorizare, cât și unul procesul de legalizare, care nu văd rostul acestea. Ori în statul judecat iarăși se verifică legalitatea de acestor măsuri. De asemenea, se întocmesc un număr prea mult de acte în cadrul procedurilor penale. La ce și reținere, ce și percheziție. Optez pentru o simplificare la toate procesele care nu dăunează drepturilor și libertăților persoanei, cât și dacă nu aduc plus valoare procedurii penale, atunci ele trebuie simplificate cât de mare posibil. Să asigurăm termenul rezonabil. Da, termenul și economisirea de resurse materiale publice. Și eu mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Am apreciat în prezentarea pe care a făcut-o modul în care v-ați referit la independență și imparțialitatea procurorilor și ați făcut dumneavoastră o prioritate pentru procurorul general și pentru dumneavoastră în situația în care veți accede în această funcție. Dar cred că înțelegeți și dumneavoastră că imparțialitatea este de fapt o valoare pe care ne-o asumăm. Și fiecare dintre procurori se raportează la exemplu Procurorul General, el fiind vârful de lance a unei culturi instituționale. Haideți să modelăm împreună așa o situație, să presupunem că ați acces în funcție de Procuror General și după cum știți dumneavoastră, la început de an se organizează adunarea generală a procurorilor. În discursul pe care îl veți avea în fața procurorilor, care la final ar fi de îndemnul dumneavoastră pentru ei, anume în acest sens, astfel încât imparțialitatea să devină de fapt o a doua natură pentru fiecare dintre procurori. Eu nu voi aștepta adunarea generală a procurorilor. Dacă voi obține această funcție, din primele zile voi merge în fiecare procuratură teritorială și voi discuta personal cu fiecare procuror și le voi transmite direct mesajul că ei trebuie să fie independenți, imparțiali și să spună numai legi. Va exista un mecanism
prin care ei vor putea să denunțe orice influență necorespunzătoare și eu voi fi deschis și Inspecția Procurorului pentru a cerceta și a-i proteja în cazul când, în cazul când independența sau imparțialitatea acestora va fi afectată. Eu voi transmite acest mesaj fiecărui procuror personal în direct, adică și nu voi aștepta ca să fie primită această adunare. Ei trebuie să acționeze urgent și nu avem timp să așteptăm. Da, dacă se poate. Dacă am înțeles corect, dumneavoastră ați spus la PC Cox cenzura. Ce ați avut în vedere? Cenzura mă fie. Cezura mass media atunci când există... Adică dumneavoastră considerați că PCCOPS-ul trebuie să aibă competență de examinare a cauzelor. Care cauză? Cenzură, da? Cauză cenzură, da, există normă penală. Și sfii la PCCOPS-ul. Ok, am înțeles. A doua întrebare. În condiții, în genere, eu atunci am să vă întreb altfel. Dumneavoastră v-ați expus asupra protejării libertății de exprimare ca un drept fundamental. Cenzura este... suficient de rezonabil ca să fie incriminată din punct de vedere penal. Atât timp cât legiuitorul a instituit asemenea normă penală în codul procedurii penală, atunci noi suntem obligați să investigăm. Desigur, orice fapt este discutabil și cine este abilitat cu dreptul de a investiga asemenea infracțiuni, de asemenea, în format lat se decide, inclusiv cu implicarea Ministerului Justiției, altor actori, societății civile, instituțiilor mass media și așa mai departe. Adică un jurnalist trebuie să fie examinat sau un administrator al unei companii mass media trebuie să fie examinat de către PC Cox. Nu. Se are în vedere că împiedicarea activității mass media, adică din partea persoanelor care împiedică activitatea mass media, trebuie investigată și aceste acțiuni trebuie perspectate. Mass media trebuie să... libertatea de exprimare este un drept fundamental constituțional. El trebuie protejat. Adică noi apărăm media de cenzură. Și următoarea întrebare, v-ați expus asupra faptului că Ministrul Justiției ar urma să rămână în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Iată, vine, spre exemplu, Grecu la noi. El are o recomandare ca să fie exclus Ministrul Justiției din componența Consiliului Superior al Procurorilor și ne spune, uite, există riscul ca Republica Moldova să fie retrogradată cu privire la anumite ratinguri. Dumneavoastră, ce faceți în cazul respectiv? Mergeți pe poziția că păstrăm Ministrul Justiției în detrimentul intereselor statului. Cum ați acționat dumneavoastră în cazul ăsta? Orice problemă care este ridicată trebuie să aibă și o explicație și o fundamentare. De ce spre ce membrii Procurorului, Ministrul Justiției are doar un singur vot? Procuratura nu trebuie să fie departe de Ministerul Justiției. Ori procuratura trebuie să fie implicată în procesul legislativ și în politica penală a statului. De ce Grecul a hotărât să excludă un vot din 15, este discutabil. Eu nu cunosc motivele pe care cel puțin eu consider că Ministerul Justiției ar trebui să fie aparte de problemele procuratorii. Da, el trebuie să fie aparte. Întrebare. Eu vorbesc, dumneavoastră ați pus accentul pe subiectiv. Întrebarea este, Ministrul Justiției ca autoritate, este o persoană potentă sau nu este o persoană potentă? El ar putea să influențeze anumite procese în cadrul unui organ de autoadministrare dacă este de rea credință? Ținând cont de faptul că el are acces la sistemul politic, el are acces la alte puteri la care nu are acces, spre exemplu, sistemul procuraturii. Eu vorbesc acum tot în teorie, fiindcă încerc să înțeleg ce vreți. Da, înțeleg care sunt motivele grecului. Atunci când înseamnă că Republica Moldova este un stat în proces cu democrație în dezvoltare și dacă Grecul vede careva amenințări din partea Ministerului Justiției la independența membrilor Consiliului Superior Procurorilor, atunci poate pe termen scurt urmează să facem aceste concesii. Și v-ați expus asupra evaluării extraordinare a procurorilor. E o temă extrem de sensibilă. Dacă îmi puteți spune cine ar urma să facă evaluarea extraordinară în opinia dumneavoastră? Și care criterii de bază ar fi necesară să se lua în considerare? Urmează fi, în această evaluare urmează fi implicați procurori, CSP-ul, societatea civilă, sisteme de investigații, sectorul neguvernamental anumit din combaterea, specializată în combaterea corupției, mediul expert, mediul academic,
optesc într-un format cât mai larg, astfel încât oamenii să fie încrezuți că evaluarea se face pe buni. Și procuratorul este prima interesată în acest caz. Procurorii unii nu au de sistem de evaluare. Din contră, ei trebuie să țin orice evaluare, tot timp cât ai îndeplinit conștiințele atributele, trebuie să accepti. Deci dumneavoastră sunteți pentru evaluare externă procuraturii, așa înțeleg eu. Mixtă. Dacă este intern, atunci intern, doar procurorii fac evaluare. Dar dacă este extern, înseamnă că se atrag și pe persoane din exterior. Adică fie un colegiu ad hoc ceva de depozit. Am înțeles. Domnul președinte, dacă îmi permite, sunt în același context. Stimate domnule candidat la funcție de procuror general, în discursul dumneavoastră vis-a-vis de obiectivele dezvoltate a procuraturii, ați vorbit și de anumite reforme de structură instituțională, inclusiv locul și rolul inspecției procurorilor. Da? Și în contextul întrebării care anterior formulate, rolul inspecției procurorilor în ceea ce ține de promovarea procurorilor în carieră este unul destul de important. Da? Și dumneavoastră ați menționat că ar fi cazul ca acesta să fie scos sub competența procurorului general și trecut în competența Consiliului Superior al Procurorilor. Discuțiile vizând locul și rolul inspecției procurorilor sunt purtate de mult în societate, inclusiv și în ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Și în acest context aș vrea ca să expuneți câteva argumente în sprijinul acestei propuneri, astfel încât să ne convingem că dumneavoastră conștientizați necesitatea și nu ați preluat pur și simplu din alte surse de informare. Deoarece această perspectivă nu este una care s-ar bucura de o noutate absolută. Mulțumesc. Da, procurorul general, timp de, după cum am spus, nicio parte a componenta a procuraturii nu trebuie să concentreze prea multă putere. Procurorul general, dat ce are în subordinea sa inspecția procurorului, poate să demarieze anumite anchete sau să stopeze anumite cercetări disciplinare. În regulamentul procuraturii este expres prevăzut că procurorul poate vizează anumite proceduri inspecției procurorilor. Odată ce inspecția procurorilor va fi transferată în subordinea CSP-ului, atunci va fi foarte greu ca anumite proceduri disciplinare să fie stopate, mimate sau tăinuite sau ascunse. Pentru că din 15 membri de CSP-ului se va găsi cineva care se va interesa și va fi asigurat că inspecția procurorului efectuează niște cercetări calitative și este independentă, imparțială și obiectivă. Mulțumesc. Și încă o întrebare. În criteriile care sunt incluse în fișa de evaluare se regăsește și unul care ține de publicații la subiect. Și vreau să aflu dacă dumneavoastră aveți materiale publicate, care sunt acestea și impactul lor asupra funcției la care pretinde sau domeniul de activitate. Da, în timpul când am efectuat studiile de masterat, am publicat în analele Universității de Stat un articol ce ține de investigare a infracțiunilor flagrant. De asemenea, am o publicație în am făcut un stagiu în Japonia și s-a făcut o ediție specială în care am publicat un articol ce ține de măsuri eficiente de combatere a corupției. Mulțumesc. Deci, mulțumesc. Referit în discurs la responsabilitatea unor procurori. Deci am o întrebare. Cum vedeți dumneavoastră responsabilizarea procurorilor în activitatea procesuală penală? Orice decizie trebuie să fie bazată pe lege și baza propriilor administrative. Procurorii nu trebuie să admită în deciziile sale sub nicio formă arbitrară și influență de corespunzătoare. Deciziile trebuie să fie bazate strict pe lege. Asta. Și alt motiv care ține de responsabilizare este și însăși comportamentul procurorului. El trebuie să aibă un comportament demn în societate și etic. Asta e ca justițean să aibă încredere în ei.
permiteți. Deci, ceva ați atins la chestiunea dată, dar eu vreau să ne spuneți care sunt actualmente atribuțiile administrative și care sunt atribuțiile procesual-penale ale procurorului general. Asta e o prima parte în întrebare și a doua, cum vedeți evoluția acestora în perspectivă? Deci, procurorul general reprezintă procuratura în relație de cu celelalte puteri. El emite ordine, dispoziții, are grijă de partea economică, asigurarea tehnico-materială a procuraturii. Toate aspectele se țin de gestionarea procuraturii sau organizarea instituțională, ce nu țin de procedura penală, într-un fel sau altul, procurorul general este responsabil. De punct de vedere procesual penal, actuala lege acordă dreptul un drept absolut procurorul general. El are drept să solicite ordine de dosare, are drept să conducă sau retragă anumite dosare. Deci el are un control absolut asupra dosarelor, dacă putem să exprimăm așa. În perspectivă, procurorul general trebuie să păstreze instrumentul acesta de a putea controla și a cere respectarea tuturor drepturilor și efectuarea unor anchete calitative. Noi nu putem să privăm procurorul general de acest drept, ori el este cel responsabil și este garantul că procuratura este eficient și își realizează misiunea conform legii. Desigur, procurorul general nu poate să există, poate să fie un venit la un moment dat că concentrează prea multă putere sau poate să abuzeze de funcția sa. Dar în acest caz intervine CSP-ul, care în cazul când procurorul general admite careva derapaje, el poate fi supus cercetărilor și inclusiv demisie. Asta e. Deci trebuie să fie un echilibru. În discursul dumneavoastră ne-am subliniat chiar așa un aspect, când ați spus că procurorul conducător este liderul între cei egali. Eu aș merge puțin de la această declarație care, hai să spunem, prinde bine la urmă, dar procuratura este un organ care urmează să îmbine două principii. Principiul independenței procurorilor și, în același timp, cu construcția ierarhică a instituției. Cum vedeți împăcarea acestor două principii? Vedeți aici o dilemă sau considerați că nu există nicio contradicție sau care este modul de a împăca aceste principii în dumneavoastră? Sigur, procurorul șef trebuie să fie un procuror experimentat și în cazul când există o problemă, el trebuie să intervină și să consulte pe anumite aspecte procurorii rarhic interioare. Însă această colaborare trebuie să fie bazată pe un consens. Drepturile procurorului șef de a limita independența sau atribuțiile administrative sau procesale penale de a limita independența procurorului trebuie limitate. Orice control de dosar trebuie să fie efectuat în scris și trebuie să fie un temei legal pentru a solicita efectuarea acestui control. Da, procurorul șef trebuie să fie prinde bine la ureche că este un lider între cei egali. Însă atunci când procurorul șef poate să anuleze orice hotărâri ale procurorului ierarhic inferior, atunci aceasta afectează grav imparțialitatea și independența procurorului. De ce eu voi limita ca hotărârile, soluțiile propuse pe caz, soluțiile definitive. Să fie posibil de atacat doar la judecătorul de instrucție. Iar pe celălalt caz, sunt de asigurare drepturilor participanților la proces, ca procurorul șef să asigure să poată intervine pe acest domeniu și să asigure că procedura penală este respectată și drepturile participanților sunt respectate. Asta. Eu nu optez ca procurorul șef să fie privat în totalitate de control asupra spațiului. El trebuie să fie un model de comportament, un model de corectitudine și pe unele aspecte trebuie să te procurori tine și să-i îndrume și să asigure că ești exercit atribuțiile corecte. Mulțumesc, doamna președintă. În Republica Moldova, pe lângă multe alte probleme pe care noi le avem, două dintre ele afectează eficiența sistemului de prevenire și combaterea corupției.
și asigurarea integrității în sistemul public. Mă refer aici la persoanele care sunt obligate prin lege să depună declarațiile de avere și interese personale și situația este de felul următor. Fie sunt declarate bunurile la un preț derizoriu, fie sau și una și alta, fie sunt declarate anumite bunuri, fie imobile sau imobile, precum că ar fi donate de către persoane rude apropiate, care de obicei sunt persoane în etate și veniturile pe care le-au acumulat sunt mici. Și atunci apare așa o situație de suspiciune privind agonisirea acestei averi. Și întrebarea mea către dumneavoastră ar fi cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei întrebări? Cu mine soluționarea acestei întrebări prezintă felul următor. Noi avem 70.000 de funcționari care depun declarații de avere și interese. Deci este un număr comparabil cu funcționarii din Franța sau Ucraina. Trebuie delimitat numărul de funcționari care depun aceste declarații, astfel ca Autoritatea Națională de Integritate să se concentreze pe persoanele cu demnitate, persoanele cu demnitate publică sau persoanele pe funcționare publici care au funcții înalte de conducere. Procesul de control a averilor efectuat de către Autoritatea Națională de Integritate trebuie să fie un proces continuu și permanent, astfel încât să cunoaștem că fiecare persoană publică îi va ajunge rândul ca averea lui să fie verificată. De asemenea, există o problemă de comunicare între Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național de Corupție și Procuratura de Corupție. Investigații demarate de către ANI sunt fie în întârziere, nou angajat, nou personal. Practic, am făcut analize de investigare a infracțiunilor de îmbogățire ilicită efectuate de către Centrul Național de Corupție și am constatat că toate dosarele care se pornesc pe îmbogățire ilicită nu vin de la ANI, dar vin în cadrul procesului verbal de autosizare. Noi avem instrumente legale care ne permite să investigăm îmbogățirea ilicită. În cele 8 priorități pe care le-am propus pentru Procuratura Anticorupție este și inclusiv investigarea infracțiunilor de îmbogățire ilicită. Procuratura trebuie să conlucreze cu Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național de Corupție, astfel încât aceste acțiuni de îmbogățire ilicită să fie certate. Avem toate instrumentele legale în acest sens și la moment se impune o colaborare intensă cu societatea civilă ca cazurile de îmbogățire ilicită să fie comunicate și cercetate efectiv. Da, mulțumesc. Doru Cușmorul, în continuare discuției, vreau să formulez două întrebări către dumneavoastră. Din discursul de astăzi în care ați prezentat motivația dumneavoastră de candidat la funcție de procuror general și, de fapt, conceptul de dezvoltare managerială a instituției, văd clar conturat că constatați unele rezerve ținând de sistemul procuraturii și anume lipsa de integritate, responsabilitate și în unele cazuri manifestări coruptibile în rândul procurorilor. Este clar că toate acestea sunt niște motive care în final duc la lipsa de încredere în instituția procuraturii. Vreau să vă rog dumneavoastră să ne expuneți care sunt acțiunile, oare cele măsuri imediate și cele termen mediu și lung care le veți întreprinde în acest sens, în cazul în care veți fi selectat ca candidat la funcție de procuror general pentru a fi propus președintele țării. Vreau să accentuez că majoritatea procurorilor din procuratură sunt persoane onești și integre. Există anumite cazuri în care există suspiciuni rezonabile că unii procurori sunt antrenați în acțiuni coruptibile. Eu nu cred că acești procurori sunt atât de mulți și în procesul evaluării procurorilor se va efectua acest filtru și elementele vulnerabile vor fi înlăturate.
Acesta este acțiunea pe termen scurt, dacă vorbim despre evaluare. Ce ține de asigurarea integrității, acest proces în procuratură trebuie să fie un proces continuu. Odată ce parvin un semnal de sfârșire civilă, o plângere sau o sesizare, procuratura este obligată să cerceteze cazurile respective, să administreze probele și în cazul când se adeverește implicarea unui procuror în cazuri de corupție, eu trebuie să poată răspundere. Și acest proces trebuie să decurgă zi de zi și în mod natural asta. Pe termen lung, îmi propun ca să existe o politică bazată pe meritocrație, astfel că cei mai buni, cu cele mai înalte calități morale, să acceadă în funcție manageriale, astfel încât procurorul șef trebuie să fie un exemplu și un model pentru ceilalți procurori. Două parte întrebări, și de competențe de Consiliul Superior al Procurorilor, ceea de bază de a garanta independența și imparțialitatea procurorului, nu este interesant poziția care veți lua dumneavoastră în următoare situație. Procurorul, de fapt, ca și ceilalți semeni săi, sunt garantate anumite drepturi și libertăți. Nu pot fi procurori izolați într-un liber, ca să fără ca să interacționeze cu celelalte persoane din societate. De rând că celelalte persoane din societate, de procurorul este garantat dreptul la exprimare. Clar, cu unele rezerve are procurorul dreptul de rezervă în anumite situații. Pot să vină cu anumite intenții în public, dar în special sunt din mecanisme de apărare a dreptului omului și altceva. Este interesantă o situație în care un procuror șef, ori un procuror de execuție va veni în public cu anumite atitudini sau, spune, critici referitor la managementul care l-ați ales dumneavoastră să le implementați în instituția procuratorului, în cazul în care v-ați accede la funcție de procuror. Întrebare de precizare. Aceste critici sunt îndreptate împotriva persoanei sau împotriva conceptului dumneavoastră? Orice critică este binevenită și atâta timp cât această critică este motivată, este motivată și eu sunt flexibil și pot să... toate propunerile care aduc plus valoare trebuie implementate. Nu voi fi principial și fără și să-mi impun punctul de vedere în cazul când, evident, majoritatea spune că trebuie procedat într-un fel și tu consideri că trebuie și altfel. Majoritatea trebuie să domine. Conceptul, eu nu presupun că conceptul meu este cel mai bun și cel mai reușit. Întotdeauna este loc de mai bine. În anul următor urmează de elaborat plan de dezvoltare națională a procuraturii. Este un document foarte responsabil care trebuie să includă foarte multe aspecte de dezvoltare procuraturii și anumite aspecte ce sunt incluse în acest concept de la dumneavoastră voi imita ca să fie implementare, dar pentru a acoperi toate aceste procuraturi, respectiv documentul respectiv trebuie să fie discutat, trebuie toate propunerile să fie incluse. Și sunt deschis pentru orice critică și orice propunere constructivă. Da? Procuror general. Atunci când s-a desfășurat primul concurs în fața comisiei, au fost 20 de candidați. Deștept, frumoși, bărbați. Astăzi, iarăși, la interviul final, sunt 4. Deștept, frumoși, bărbați. Deși structura procuraturii activează frumoase, deștepte femei. Și multe. Și multe, dumneavoastră a spus-o, dar la funcții de conducere în procuratură, numărul lor este mai mic, mai puțin. Ce faceți dumneavoastră în eventuală funcție fiind de procuror general? Ce activități o să desfășurați? Cum le motivați pe cele doamne procuror să aibă curajul să participe la diferite concursuri pentru deținerea funcțiilor de șef? Există gândirea, viziunea?
Nu am, nu am nicio preferință bazată pe gen și nu am, niciodată nu voi discrimina pe cineva pe acest criteriu, da. Voi încuraja ca în fiecare concurs să participe cât mai mulți procurori. Atât timp cât te consideri pregătit pentru a-ți asuma anumite responsabilități, atunci trebuie să depui candidatură și să accepți să participi. Desigur, există o explicație istorică, pentru că doamnele sunt cei responsabili de familie și simplu ele își fac niște calcule că nu vor reuși să poată îmbina timpul de lucru cu timpul de acasă. Asta este o problemă de societate, dar eu nu am nicio reticență ca doamnele să existe funcție de conducere. Nu am nicio problemă în acest sens și pe timp cât dumneavoastră doresc să acceadă, eu le voi fi ține și voi fi deschis. Cu părere de rău, nu există în lege, la procuratură, o strict care trebuie să fie procentajul de ocupare a funcției de conducere de către doamne, precum este scris în parlamentul. Da, vă rog. Ce ați întreprinde dumneavoastră pentru încurajarea ca doamnele procurori să motivați, prin ce să încurajez, ca ei să participe la concursul. Și în felul ăsta, doamnele participare la concurs permite. Deci, aia întrebare este, dacă puteți să vă expuneți, care vor fi măsuri întreprinse dumneavoastră să le motivați să participe la concurs? Prin dialog, prin invitații. Și el trebuie să-și dorească în primul rând. Nu pot să o oprești. Deci doresc. Aici eu mă înțeles că ești doresc. Dacă dorești, au capacitate. Iar de final, anumite procese, eu voi fi deschis. Și mai mult că cariera se destinat de construit pe procuror. Orice propunere care vor veni din partea CSP-ului, eu voi accepta-o imediat, dacă vă fi domnul. Bine, eu nu am pregătit răspuns la întrebare. Era vorba pe distracțiune, mai zi, dar nu știu. Voi dialoga, le voi încuraja prin dialog. De fapt, eu, domnule, am făcut să vă fac altceva de voi încuraja. Domnule, eu nu, am să o invit în birou și îți bat cu o masă și te numesc acolo și du-te. Nu să spun că de tine normal își cunosc toate lucrurile. Așa am înțeles că ați activat în diferite funcții. Care au fost motivele pentru care? Asta s-a întâlnit în birou. Sau de fapt, a fost un proces de creștere în carieră. Da. Am demisionat în 2016 de la Centrul Național Corupție pentru a merge în funcție, în acestiune, la procuratură. Inițial, am intenționat să ajung la procuratura anticorupție pentru că e cea mai apropiat domeniu de activitate. Atunci s-au scos la concurs la funcție în procuraturile teritoriale. Era deja adoptat proiectul legii cred la Procuratură în 2016 și respectiv eram în criză de timp și am aplicat la primul concurs deschis în Procuratura Basarabească. Am activat până la 1 august, când a intrat în vigoare noua lege. Respectiv, pentru ca să acces, ca să revii la Procuratură sau să acces în treacă în 5 ani de zile, legea impunea restricția de a activa în cazul procurorului preferat din 5 ani de zile, respectiv, de fapt, fiind de parte de familie, am trebuit să-mi dau demisia din sistemul procuraturii. A primit o ofertă de lucru de a lucra în cadrul serviciului FAMAL ca conductorul ca un domnului penal, cu care l-am acceptat, am demarat procese, am avut succese în activitate. Între timp, succesele noastre au fost, într-un fel, prea mari ca să satisfacă anumite pretenții și în contextul modificării interne a avut loc o reorganizare. Am trecut din șef al organului penal într-o funcție mai inferioară, ca și un șef de secție. Și eu am, în scurt timp, am luptat pentru a reveni la Centrul Național Anticorupție, lucruri care l-am făcut și activez din 2017, în funcție de sfârșitorul de mai penal în cadrul Centrului Național Corupție. Asta a fost un traseu. Am dorit să cresc în carieră. S-a primit și să fac. Dacă-ți poate.
прокуратуры. Да. Уже второй пункт. Роль прокуратуры, а как будет система прокуратуры? Кому вы видите? Nu voi face discriminare absolut și nu voi favoriza anumite procuraturi sau voi avea un dialog strict profesional. Sigur că voi avea o comunicare bună cu procuratura Găgăuzia ca drepturile locuitorilor din această regiune să fie asigurate pe deplin, procurorii să acționeze interesul acestor cetățeni, să respecte legea. Și noi coabităm foarte bine locuitorii din Muntal Găgăuzia cu locuitorii din Republica Moldova. Nu se face nicio discriminare, nu există frustrări. Populația majoritară nu are nicio problemă de a conviețui cu poporul găgăuz. Noi suntem pentru colaborare și dovadă este că în 28 de ani nu au fost niciodată conflicte cu autonomia. Sigur, dacă există careva cerințe speciale, noi le vom examina. Dialogul, suntem deschiși pentru dialog, întotdeauna. Eu v-am luat cu alegea, deci vorbim pe o zi, cu o cerință ce are? În adunarea populară, deci. Da, există o problemă, s-a încercat instituirea controlului asupra procurorului din Muntal Găgăuzia. Eu consider că adunarea populară Găgăuzia trebuie să aibă un drept decisiv în alegerea procurorului din autonomie. Sigur că până acum toate modificările ce ține de numirea unui procuror au urmărit careva intenții, pot spun și politice. Deci, este normal ca ultimul cuvânt să-l aibă adunarea populară a Găgăuzii pentru numirea poporului. Poftim, dacă mai sunt un întrebări. Vă rog. Domnul președinte, în principiu, eu am rămas impresionat de intervenția dumneavoastră. Dar ca să îmi fac o imagine completă, vreau să răspunzi la câteva întrebări. Cât ați activat dumneavoastră în organele procuraturii, mă refer? Ați avut vă sancțiune disciplinară? Nu, niciodată. A doua întrebare. Spuneți, rog, cum considerați dumneavoastră procurorul? Nu contează. Procuror șef, procuror general, subalterni, procuror de rând. El trebuie să iasă în media, în mass media, careva articole ca publicitate, să iei cuvântul la televiziune, radio, să explici populației o situație sau alta, ca să scoată tensiunea. Eu mă refer mai mult atât centrale, cât și locale, pentru că dumneavoastră ați activat și în teritoriu și știți acolo că nu se ridică opinia publică, trebuie cumva liniștită. Aș vrea să aud un răspuns la întrebările astea. Procurorul trebuie să fie parte activă a societății. Odată ce a apărut o problemă, societatea, în mod normal, așteaptă careva răspunsuri care să facă necesitatea de a clarifica anumite lucruri. De ce, în cazul când există o problemă și se impune intervenția procurorului pentru a clarifica anumite aspecte, eu voi încuraja ca procurorii din teritoriu, din procurori specializate, să vie cu explicații și lămuriri privind problemă, o problemă sau alta. Desigur, trebuie să respecte cerințele de etică și deontologie, trebuie să asigure protecția datelor cu caracter personal, trebuie să respecte principiul prezumției de nevinovăție și prin comunicare se va putea obține și încrederea societății. Societatea trebuie să cunoască care este viziunea procurorului, trebuie să cunoască mai bine și respectiv să colaboreze. Societatea trebuie să devină un partener al procuraturii. Nu să fie frică sau să-și facă concluzii din alte surse decât prin comunicare directă. Am înțeles, mersi.
Următoarea întrebare. Cum vedeți dumneavoastră în norma de procedură, codul procedurii penală, așa expresie ca termen rezonabil? Termenul rezonabil... Cum o caracterizați dumneavoastră? Termenul rezonabil este o noțiune existentă în întreaga lume. Ea depinde de comportamentul participantului proces. Depinde de complexitatea cazului, depinde de atitudinea organelor de urmări penală și a procuraturii. Deci, orice persoană care se adresează la procuratură, el trebuie să, ca în termen eficient și previzibil, să fie soluționată cererea. Deci, în dependență de categoria cazului, procuratorul trebuie să îndreptățească așteptarea că, odată ce a primit o sesizare, persoana care are anumite așteptări să primească într-un timp util toate deciziile sau răspunsurile la întrebări. Considerați dumneavoastră cetățeanul X care s-a adresat la procuratură, nu contează unde, poate să cunoască terminologia, cum a spus-o dumneavoastră, timp util? Orice persoană... El vrea, mă scuzați, eu întrerup, el vrea la moment să fie hotărât la întrebare. La moment și cât mai grav și cât mai operativ. Și nu se ascunde sub expresia asta termenul rezonabil un abuz din partea procurorului. Eu vorbesc la general. Da, de acord. Perfect de acord. Da, părere de rău să faci abuz de acest de subparavanul termenul rezonabil, să faci abuz. Și degeaba unii fracțiuni se citează ani de zile și răspuns societatea nu are. De asta trebuie să fie niște mecanisme care să combată aceste nevoi. Trebuie să activeze corespunzătorii, fie că procurorul, consiliul și procurorul, trebuie să, procurorul șef, trebuie să se implice în adresarea acestor situații. Deci, este necesar lucrat în acest în context, când a spus expresia de lucrat, nu vedeți dumneavoastră, admitem cazul, cum a spus colega, modelăm situația că dumneavoastră conduceți Procuratura Generală, Procuratura Republicii, mai greu spus, nu vedeți în cazul dat și vorbim de termen rezonabil, de a conlucra cu același Minister de Justiție, cu altcineva, să pregătiți o inițiativă legislativă ca legiuitorul să concretizeze, spui eu, termen rezonabil, paranteză, ce să are în vedere? Ca cetățeanul X, când se adresează la procuratură, însuși procurorul care examinează cauza, să fie disciplinat într-un fel sau altul. Să nu se primească cele abuzuri care dumneavoastră vădeți. Da. De fapt, codul procedurii penale prevede o posibilitate ca părțile să ceară judecătorul instrucție accelerarea urmării penale. Prin urmare, judecătorul instrucție poate să accelereze, să dispună accelerarea urmării penale și stabilirea unor termeni concrete. Noi nu înrăutățim situația cetățeanului. El s-a adresat, așteaptă răspuns și așteaptă, el consideră cooperativ se va implica procurorul, de atât și procuror, dar noi pe urmă le impunem cetățean să mă duc și la instanța de judecată. Și acolo se deschide ușile, să îmi lipi drumul. Da, noi, eu... Pe mine mă interesează, eu spun întrebările astea, nu dumneavoastră inventată. Da, probleme mari. Da, dar asta eu văd o problemă. Și cum puteți dumneavoastră soluționarea acestui problem? Pe viitor, propun ca procuratura să, ca asemenea cazuri, să fie excepție. Adică trebuie periodic să fie efectuată evaluarea la sesizările cetățenilor și pe dosarele care sau sesizările care sunt tergiversate să se intervină prompt. Trebuie să împărtășim niște instrumente care să combatem acest fenomen. Am înțeles. Aceeași întrebare referitor la codul penal. Bănuială rezonabilă. Nu vedeți dumneavoastră iarăși aceleși abuzuri sub expresia asta, sub terminologia asta, că poate să profite de ocazie colaboratorul X, procurorul X, să facă careva fel de lege. Da, orice bănuială rezonabilă trebuie să aibă la bază careva probă. Dată ce, nu există asemenea probe, atunci este un abuz. Și aceste abuzuri trebuie să investigate și pedepsite. Deci, vedeți dumneavoastră iarăși ca legiuitor să facă o concretizare în lege. Da, dumneavoastră le-ați perfectă dreptate. Terminologia asta persistă aproape în toată legislația europeană. Dar mentalitatea de acolo școloastră, asta
Un moment și a doilea, în cazul dat, nu considerați că trebuie să fie o concretizare legiuitorul, să indice în lege, concret, ce să are în vedere și în ce cazul. Da, în cazul da, care... Probabil sunt, dar probabil da. Poate să fie falsificat, mă rog. Da, în cazul în cazul țării, cum noi suntem în democrație în dezvoltare, sigur că stabilirea unor cerințe suplimentare ar proteja persoanele de anumite abuzuri. De ce? Sigur, dacă legiuitorul vine cu anumite clarificări, ce înseamnă termenul de banală rezonabilă, eu voi susține aceste modificări, pentru că va fi o garanție suplimentară că drepturile persoanelor vor fi respectate. Aici eu vreau să fac o concretizare. Dumneavoastră le veți susține sau veți insista să fie făcute modificările respective? Voi face o analiză și voi face o statistică și dacă aceasta este o problemă sistemică, voi insista că aceste modificări să fie introduse. Și ultima întrebare. Eu sunt convins de faptul că înainte de a veni cu acela interviu, cât și la primul care a fost dumneavoastră la comisia, prin preselecție și aici, a studiat Constituția. Și ați înțeles și știți care sunt împuternicirile procuratorii prevăzute din norma fundamentală. Și cunoașteți legea cu privire la procuratorul actual, care activează. Considerați dumneavoastră că legea cu privire la procuratură corespunde cerințelor constituționale care vorbesc despre obligațiunile procuraturii? Consider că Constituția acordă procuratorii niște drepturi mai largi, pentru că Constituția prevede că procuratura exercită supravegherea proceduri penale și alte proceduri prevăzute de lege. Procuratura, legea pentru procuratură limitează aceste atribuții. Posibil că legiuitorul a lăsat ca la discreție, constituantul a lăsat la discreția ca în legea pentru procuratură să fie detaliat care sunt atribuțiile introducite a procuraturii și astfel încât să nu există concurență sau temeiuri de a ataca care va prevedere din legea pentru procuratură la Curtea Constituțională. Dar la moment nu există, nu văd conflict de competență între lege și articolul 124 de Constituție. Articolul 124, ca la sumit dumneavoastră, acolo se are în vedere și activitatea procuraturii ce ține de supraveghere generală. Asta nu-i scoasă din Constituție. Dar în lege, privind la procuratură, niciun cuvânt. Nu-i. Apoi eu concretizez întrebarea. Corespunde legea nu corespunde, actuală? Nu corespunde. Ea limitează activitatea procurorilor. Dar revenind la întrebarea susținută a dumneavoastră. Prin lege, legiuitorul urmărește ca procurorul să aibă prea mari puteri și ca să tindă spre abuzare de anumite părghii. De ce? La moment, drepturile și atribuțiile atribuite procuraturii sunt suficiente pentru realizarea studiei. Vă mulțumesc. Nu mai am întrebări. Dacă sunt alte întrebări? În cazul că nu sunt întrebări, Consiliul urmează să evalueze candidatul la funcție de procuror general. La fiecare dintre dumneavoastră sunt fișele pentru fiecare candidat și Consiliul va rămâne în deliberare. Mulțumesc. Doamna Șupașcu, vă rog, vă apropiați la fiecare membru, luați fișele și le verificați, vă rog, încă o dată, ca să fie corectă suma implicată. Se zice tot timpul că juriștii nu stau prea bine cu matematica. Да, это не характеризация. Да.
Și dacă nu sunteți împotrivă, să facem un 5 minute de întrerupere. Da? Vă rugăm.